Eu nu am nicio legătură cu primii oameni, zice un om. Și nu am nicio legătură cu ce au făcut ei. Deavolul a păcătuit, el trebuie a pedepsit. Și atât. Bine ar fi să fie așa cum spui dumneata. Doar că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Noi am vrea să fim foarte independenți în lumea aceasta, să nu avem nicio legătură cu părinții, să nu avem nicio legătură cu păcatele noastre, să nu afecteze pe copii. Noi multe lucruri am vrea să se întâmple în felul acesta, dar nu se pot întâmpla așa. Nici cum, dragii mei, nu se pot întâmpla așa lucrurile. Deci noi suntem foarte dependenți. Biblia spune că primul Adam, Adam și Eva, ei sunt cei care au căzut în păcat. Și iată căderea lor în păcat a trecut asupra noastră a tuturor. Prin ei a intrat păcatul în lume, prin prima dată, Și păcatul s-a răspândit asupra tuturor. Și noi ne-am născut cu o fire păcătoasă. Când spune David, împăratul David, când spune în păcat m-a născut mama mea, atunci tocmai la asta se referă că m-am născut cu o natură păcătoasă și nu pot face nimic m-am născut în natura aceasta păcătoasă. Dar slăviți să fie Dumnezeu care l-a trimis pe al doilea Adam, că așa este numit în Biblie Domnul Iisus Hristos, al doilea Adam. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să trăiască o viață neprihănită pe acest pământ, ca să se aducă pe sine jertvă pentru păcatele noastre și apoi ca prin jertva Lui noi să putem fi restabiliți înapoi la starea aceea inițială în care ne-a vrut Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ne-a creat de săvârșiți, ne-a creat ca să trăim veșnic. Prin Domnul nostru Iisus Hristos noi suntem aduși înapoi la starea aceasta. Dar asta se aplică doar celor care cred în Domnul Isus din toată inima, care acceptă, îmbrățișează învățătura lui și aleg să urmeze învățătura Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu să te ajute pe tine să iai hotărârea aceasta, să alegi să-l urmezi pe Domnul Isus Hristos din toată inima și Luând decizia aceasta, așa vei primi Duhul Sfânt, vei fi botezat cu Duhul Sfânt. Absolut orice om ia hotărârea să-l urmeze pe Domnul Isus Hristos, el este botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu îi dă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în omul acesta, Duhul Sfânt îl călăuzește și Duhul Sfânt este garanția mântuirii acestui om. Dumnezeu să te ajute să faci așa, să iei hotărârea aceasta. Eu am luat așa o hotărâre când aveam vârsta de 20 de ani. La 27 noiembrie 1991 eu am luat hotărârea să-L urmez pe Domnul Isus Hristos de plin, să devin ucenicul Lui. Chiar atunci, chiar în ziua aceea, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Am primit Duhul Sfânt, viața mea a fost transformată. Viața mea niciodată n-a mai fost după ziua aceea așa cum a fost înainte. După aceea am trăit cu Domnul Isus Hristos, trăiesc cu Domnul Isus Hristos, să-l urmez pe el, urmez învățătura lui, Dumnezeu mi-a făcut viața frumoasă, fericită și cel mai important, am nădejdea vieții veșnice, am nădejdea că într-un în împărăția lui și nădejdea aceasta nu este o nădejde goală, pentru că ea se sprijinește pe cel mai tare argument din universul acesta, ea se sprijinește pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să te ajute pe tine să iai hotărârea aceasta și eu te invit ca să ia ai hotărârea chiar azi să te naști din nou. Dacă nu știi ce înseamnă să te naști din nou, trimite-mi un mesaj, un mesaj personal și eu îți voi da informația, te voi ajuta. Vreau să te ajut să te împaci cu Dumnezeu, să-L urmezi pe Dumnezeu și să fii mântuit. Iar dacă locuiești în Moldova sau în Chișinău, cu bucurie te invit la biserica pe care o păstoresc. Biserica se află pe strada Vasile Alexandrei. 133. În fiecare duminică la ora 10 avem serviciu divin și mă voi bucura să te cunosc față în față și să te ajut să-l cunoști pe Dumnezeu, să te ajut să-l urmezi pe Dumnezeu.